Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. De ce nu bubuie încă altcoinurile așa cum ar trebui să o facă sau așa cum se așteaptă populația care a investit în altcoinuri? Asta e un lucru care trebuie lămurit, zic eu, din punctul meu de vedere. Și prima explicație este dominanța Bitcoin. Dominanța Bitcoin este cât la sută din piața asta înseamnă Bitcoin. Dacă avem un coș cu mere și 60% dintr-un soi anume, să zicem Ionatan, deci avem 60% din merele din coș sunt Ionatane, atunci aia înseamnă dominanță. Înseamnă că cele mai multe mere sunt de soiul Ionatan și acolo sunt cei mai mulți bani. În clipa de față, Bitcoin-ul, aflându-se în zona de aproape 60% dominanță, da? Este normal că acolo este focusul, acolo este tot interesul, acolo sunt mare parte din bani. Dacă mai punem că aproape 13-14% este Ethereum, da? Putem spune că în jur de 75% din piața asta este concentrată pe Bitcoin și Ethereum. Este normal, s-a întâmplat la fel în precedentul ciclu, da? Doar că acum volumele de bani sunt uriașe, adică mă uit pe CoinMarketCap și văd niște volume uriașe. Ce înseamnă asta pentru altcoin? O spun din vară, da? Și o spun repetat aproape în fiecare săptămână. Nu toate monedele vor exploda în același timp. Nu toate monedele vor avea aceeași evoluție. Nu se va întâmpla în același timp, nu vor evolua la fel. Unele vor fi dezamăgitoare, altele vor fi extrem de surprinzătoare. Problema este că sunt peste 50.000 de monede în piață, da? Și atunci e cam important să știi ce alegi. Din punctul meu de vedere, eu în 2023-2024 m-am focusat pe ce fac cei de la Binance. De ce am făcut treaba asta? Pentru că e cel mai mare exchange de pe planetă, cel mai mare volum. Și știam din experiența mea că listarea unui proiect pe Binance nu este treabă ușoară. Adică nu-ți vine o idee noaptea asta și mâine te duci la Binance și a zis gata tati, haide, welcome, listăm ce vrei tu. Iar aici trebuie să fac o mențiune. Am văzut un comentariu cineva care zicea, domne, dar de ce nu zici că ai legături comerciale cu Binance-ul? Păi, la fiecare postare în care zic vă recomand să vă faceți cont pe Binance, vorbesc despre linkul meu de afiliat. Link de afiliat, asta înseamnă că atunci când cineva își face cont folosind linkul meu, din, să zic, 10 cenți comision pe care îi primești, îi plătești când tranzacționezi, Binance îmi dă și mie, spre exemplu, un cent. Da? Cam asta este ideea de afiliere. Și este ceva ce se întâmplă pe planeta asta. Nu e ca și cum aș fi promova, nu știu, dealer de droguri. Binance este cel mai mare exchange, probabil cele mai multe conturi de tranzacționare pentru cripto sunt făcute de români pe Binance și, bineînțeles, pe alte platforme. Dar nu văd nimic rău aici, asta în condițiile în care la fiecare postare spun folosiți linkul meu de afiliat. Se deduce din titlu, din exprimare, că există o legătură comercială prin acel link de afiliere. În fine, cine dorește, cine nu are cont, cine vrea să-și facă cont, feel free. Pot să-l mai pun încă o dată, linkul de afiliat, dar am vrut să explic. Bun, un lucru mega important, mult peste ce zic eu aici cu link de afiliat și cu nu știu ce, e faptul că Bitcoin a închis peste 70 și ceva de mii de euro săptămâna. Da? Niciodată în toată istoria lui nu a închis atât de bullish. Da? Acum, întrebarea este unde se va opri Bitcoin. A doua întrebare, acolo, atunci când se va opri, o va face de tot și ăla este vârful și după aia începe bear market? Da, astea sunt întrebări fundamentale, esențiale. După care mai avem întrebarea, când începe să scadă dominanța Bitcoin? Da? Probabil ușor, ușor, în zilele, săptămânile ce urmează, această dominanță va începe să scadă. Și atunci va exista oportunitate generală pentru criptomonede, pentru altcoin. Da? Practic atunci când Bitcoin-ul va începe să piardă din dominanță, altcoin-urile pot începe să explodeze. Unde iarăși, repet,
Nu toate vor exploda în același timp, nu toate vor exploda la fel. De asemenea, mici sincope, mici corecții pot apărea oricând. Da? Cu cât Bitcoinul urcă mai sus, cu atât puteți vedea și un fenomen ce se poate numi flash crash. Da? Se adună foarte multă lichiditate în partea superioară, adică foarte multe poziții bullish, foarte multe poziții long, foarte multe poziții cu risc în sus, da? Care pot fi lichidate în orice moment. Chiar dacă Bitcoin este la 81.000 și acum, să zic, o lună, două era la 50 și ceva de mii, în continuare sunt oameni care întreabă, oare a început, oare... Dar ce asta? E o mică creștere, da? Băi, nu e o mică creștere, că noi nu calculăm de la 50 ceva de mii, noi calculăm de la 50.000, de la bottom. Iar până aici nu prea ai ce să-i reproșezi lui Bitcoin, pentru că a avut o evoluție extrem de frumoasă. Ca să clarific, da? Aseară am spus la știri o chestie că mulți se vor pârli, da? Și aici eu mă refer la cei care aleg monede care nu au nicio șansă, da? Care au volum, nu știu, 50.000 de dolari pe zi sau 100.000 de dolari pe zi, care au comunități inactive, care nu sunt listate pe marile exchange-uri, da? Care speră. Sau, varianta mult mai ușoară la îndemâna multora, meme coin-urile, care sunt foarte sezoniere, da? Care au perioade foarte scurte de evoluție favorabilă. Eu acum nu mă refer la cei care au proiecte cu volum de 100 de milioane de dolari pe zi sau 200 sau 500 de milioane de dolari. Mă refer la proiecte care sunt construite și au evoluții modeste, da? Adică volum sub un milion de dolari pe zi de tranzacționare. La acelea mă refer. De asemenea, din proiectele mari, sunt proiecte care au deja capitalizări uriașe, care n-au cum să facă 10-20x, dar sunt proiecte care nu au capitalizări uriașe, iar acelea au potențial. Deci, în concluzie, suntem bullish. Am închis foarte bine cu Bitcoinul. Bitcoinul arată senzațional de bine. Asta nu înseamnă că nu poate să urmeze o corecție cândva. De la Ethereum am așteptări. Vreau să-l văd peste 3500 de dolari. Vreau să-l văd peste 4.000 de dolari. Acum câteva zile, când era încă sub 2.700, postam că Ethereum va depăși 3.000 de dolari. Pentru mine și 4.000 de dolari este o chestie normală care ar putea să se întâmple acum în 2024. Și mare parte din jucătorii de piață, jucătorii instituționali, se așteaptă ca Ethereum să-și depășească all-time high-ul. Cred că ar fi normal la câți bani intră acum în piață și la faptul că și el este ETF. În rest, dragilor, ne vom vedea astăzi la episodul de analiză premium. Pentru cei care sunteți în comunitatea care au acel abonament lunar, este o analiză specială pentru că ne aflăm în zone în care nu ne-am aflat niciodată cu Bitcoin. Și avem multe chestii la care vom afla răspuns în viitor, pentru că în trecut ne putem doar lua repere. Dragilor, poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun, nu uitați să vă hidratați, nu uitați să vă faceți planuri de călătorii, nu uitați să fiți mai buni și vă doresc toate cele bune!